Vezi că ai pierd momentul. Nu, tot normal. Da. Nu te fac un calcare. Pierdem ceva și din cum. Piața, nu știu ce s-au gândit cei care au semnat harta Moldovei, cât o să reziste. Bicicleta mea cu buzele intră în cadru. Ecoactiviști de la Extinction Rebellion. Am anunțat flash mob, dar flash mob îți face neanunțat. Mă gândesc eu. Sau nu mai este flash mob în așa caz. Dacă vine toată presa și poliția știe. Guvernului. Nu e chiar liberă piața, că încă nu și-au retras paradele astea de la sărbătoarea Vienului. Noroc. De oameni mor anual în Republica Moldova din cauza
oamenilor, cele 2000 de gunoi și neautorizate pe care le avem în țară și depozitele de deșeuri toxice pe care le mai avem. Scopul pe această hartă simboliza sângele oamenilor care au murit și care continuă să moară și care sunt în probleme de sănătate din cauza care trăiesc în mediu care este poluat și apă și se poate de început de plantat copaci. La fel, autoritățile ar trebui să lucreze mai intens cu specialiștii și cu experți în domenii, să întreprindă un plan concret de acțiuni și să vină cu soluții mai ample, mai clare și mai calitative. În primul rând, aceste acțiuni m-au oprat la mai multe. Sunt pentru a sensibiliza oamenii, toți cei care aparent nu observă că schimbările climatice globale și locale există și deja ne afectează foarte mult. Am un mesaj pentru cei care nu observă, întrebați pe părinții lor ce temperaturi erau verile din copilăria lor, adică când erau ei tineri. Și să facă diferența cu verile de acum și, în general, să atragă atenția la mirosul din oraș, la calitatea apei din toate râulețele din Moldova, starea pădurilor și calitatea mâncării, calitatea apei, absolut tot ce pot să fac. Mirosul ca miros, el este doar neplăcut. Ceea ce este periculos este că niciodată nu știi legumele și fructele care le mănânci, dacă au fost sau nu au fost irigate din apa care produce acest miros. Adică noi avem stații de epurare, nu numai pe bâc, dar și în toate râulețele. Fiți siguri că foarte multe produse alimentare sunt irigate cu apă din aceste râulețe, cele mai murdare din Europa. Aceste incineratoare moderne cu filtre care într-adevăr să rețină toate impuritățile, dioxinele, atunci da, asta ar rezolva problema, la fel cum rezolvă în Suedia, care reciclează 98% din toate deșeurile. Dar asta costă foarte mult, dar trebuie să facem un astfel de efort să găsim acești bani, poate din de la agenții economici care vor fi sancționați pentru folosirea pungilor de plastic, de exemplu. Da, din aceste penalități. Și numele brandului? Mă numesc Buzun Eugen, fac parte din Extinction Rebellion și alte mișcări, organizații. Mersi! Deci mă gustă mai degrabă ca o conferință de presă în aer liber, păzită de polițiști. Aveți noroc că nu plouă.
Drona se joacă despre Arcurile de Triunf. Gata, nu o să mai fie surpriză, accidentul cu vopseaua a dezvăluit misterul. Jurnalul întârziat. Dacă stau departe.
Da.